Cele două cadre medicale de la maternitate acuză Vode implicate în cazul tinerei mame care și-a pierdut copilul înainte să nască sunt urmărite penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare a fătului. Unul dintre medici a fost audiat deja și neagă culpa medicală de care este acuzată. Deși diagnosticul impunea o intervenție medicală de urgență, medicul care a urmărit evoluția sarcinii ar fi solicitat persoanei vătămate să efectueze testul COVID pe cont propriu și mai apoi să se prezinte la unitatea medicală spre a-i fi efectuată operația de cezariană. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu testul COVID negativ, dar cadrul medical, fiind medic de gardă, ar fi dispus neinternarea acesteia și în consecință neefectuarea operației de cezariană, deși acest lucru ar fi fost necesar pentru salvarea vieții fătului. Ginecologul care i-a monitorizat sarcina femeii a spus că nu își însușește vina. Nu poți fi acuzată când copilul a murit în burta mamei, acasă fiind mama, cu bărbatul ei acasă și nu poți să știi ce cauze de moarte fetală in utero există și mama a mai stat și 3 zile acasă și n-a venit la spital imediat ce poate se mai putea face ceva. A stat 3 zile cu el acasă mort, în burtica ei. Adică eu înțeleg că mama trebuie îmbrățișată, strâns în brațe, că a avut-o așa, dar nu trebuie nici să acuzi doctorii. După o săptămână, celălalt medic care era de gardă a stabilit în cazul femeii același diagnostic, dar fără să dispună internarea și operația de urgență. Pe data de 15 noiembrie, femeia nu a mai resimțit nicio activitate din partea copilului, motiv pentru care s-a prezentat la aceeași unitate medicală unde s-a constatat că fătul era mort. O zi mai târziu, aceasta a născut natural fătul mort antepartum. În urma perchezițiilor de ieri au fost ridicate teancuri de documente, iar audierile inculpate au durat până târziu în noapte. Tot în cursul zilei de ieri au fost puse în executare 2 mandate de percheziție domiciliară la imobilul unde funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Iași, respectiv la imobilul unde funcționează cabinetul particular al medicului Holicov Monica, ocazii cu care au fost ridicate mai multe înscrisuri pentru completarea probatoriului. De asemenea, una din suspecte a fost condusă la sediul IPJ Iași în vederea audierii, iar celălalt cadru medical, urmează a fi audiat în zilele următoare, întrucât nu se afla în localitate.